presupunem că cineva vă dă foc. Ok, mâna sus în saltul nazist. Hai! Să-mi arătați cum ați fugit dumneavoastră. Principiul reconstituirilor este realismul maxim. Și tu nu ții cont deloc de asta. În primul rând, v-am explicat că nu fac o reconstituire militară, da? Ci un spectacol care folosește elementele reconstituirilor. O să și plec. Eu sunt de acord cu oricum mă refer. E așa, cu adevărul. Pe bun, ce adevăr și adevărat? Ideea asta de reconstituire militară, de reenactment, are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât. Haideți să facem împreună ceva frumos, să bucure prostimea. Ne aplaudă lumea la sfârșit. Ăsta e scopul. Ceea ce mă interesează pe mine e să discut un subiect controversat. Ce fac eu e un demers politic și educativ. Nu se oripilăm, să enervăm pe banii lor, pe bani publici. Cât de educat. Stai o iluzie. Comică. Să-mi spătea, o bărnică i-am iascoate, pe coaste și pe lume, când gaciul la poartă, se spunea cam așa.